Socialdemocrații din Mehedinți au fost prezenți astăzi și în localitatea Gruia. Deși pe 27 septembrie primăria a fost câștigată de un liberal, oamenii sunt îngroziți de guvernul Orban, iar pe 6 decembrie vor vota Partidul Social-Democrat. Candidatul pentru funcția de senator Liviu Mazilu și candidatul pentru funcția de deputat Alin Chiril au fost prezenți și în comuna Gruia, unde au discutat cu cetățenii, oamenii fiind foarte supărați pe actualul partid de guvernământ. Ca de fiecare dată, toți locuitorii județului Mehedinți și mai ales cei din comuna Gruia ne-au primit foarte bine. Oamenii simt deja că au ales greșit în comuna Gruia. Acum este un primar de culoare galbenă, este un primar PNL, care nu vrea să continue absolut deloc investițiile PSD-ului. Ne pare rău că se întâmplă aceste lucruri, ne pare rău că acest guvern nu face decât să distrugă și să pună punct lucrurilor bune care se întâmplau până acum. Locuitorii comunei Gruia sunt dezamăgiți, sunt furioși, sunt supărați, nu mai vor să audă de acești peneliști care nu fac decât să îngroape țara, să îndatoreze. Cetățenii din Gruia sunt sătui deja de liberali și le-au transmis socialdemocraților că pe data de 6 decembrie vor avea susținerea lor. Sunt candidat, sunt Alin Chiril. Sunt candidat pe lista de deputați. Pe 6 decembrie vă așteptăm la vot să venim să mă susțineți. Ajutăm eu noi. Da, da. Sunt spor la treabă și tot ce vă duci dumneavoastră. Să fiți sănătos. Da, să trăiți, așa dă noroc acum. Așa se dă noroc, așa? Așa se dă, să trăiți tata. Am 85 de ani, la care când mi s-a mărit, PSD-ul mi l-a mărit. Pensia care am avut-o și eu de colectiv. Așa că am fost mulțumită, că trăiesc cu ea. Date fiind toate măsurile luate de guvernul Orban, cetățenii din Mehedinți își doresc schimbarea. Partidul Social-Democrat este privit ca singura șansă ca lucrurile să revină la o normalitate firească, iar Mehedințiul să continue pe drumul cel bun.